Târgu Jieni cer sprijin de la stat pentru încălzirea locuinței. Facturile tot mai mari la utilități au împins oamenii să ceară ajutorul primăriei. Așa se face că s-a dublat numărul cererilor pentru ajutor de încălzire depuse în municipiul Târgu Jiu. Sunt peste 2000 de solicitări, cele mai multe pentru încălzirea cu energie termică. Creștere spectaculoasă a cererilor pentru ajutorul de încălzire la Târgu Jiu. Peste 2000 de cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței au fost depuse în municipiu până la termenul limită, dublu față de anul trecut. Facturile duduie, iar târgujenii au cerut sprijin de la stat pentru a trece iarna cu bine. Da, față de perioada anului trecut, unde am avut undeva la puțin peste 1000 de cereri, la nivelul lunii decembrie, deci după cererile depuse și în luna decembrie, avem 2067 de solicitări, 2067 de beneficiari. Anul acesta s-a schimbat și legea, lucrăm pe legea 226, se acordă și acele suplimente pentru energie. Centralizatoarele s-au făcut pe diversi furnizori de energie, pentru că sunt mult mai mulți furnizori decât în perioadele anterioare. Bineînțeles, pentru AJP s-au fost transmise și către dumneavoastră, că dumneavoastră sunt cei care plătesc aceste ajutoare, dar ca număr referitor la ce m-ați întrebat dumneavoastră, sunt mult mai mulți decât anul trecut. Cele mai multe cereri au fost pentru încălzirea cu gaze naturale, pentru a primi subvenție la căldură. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Una dintre acestea ar fi să nu dețină terenuri sau autoturisme. La încălzirea pe gaze avem cei mai mulți beneficiari, avem și la lemne 435 de cereri am avut. Sumele, adică banii pentru lemne s-au acordat în numerar, s-au trimis oamenilor undeva pentru cele 5 luni și venituri până la 200 de lei. Suma pe care au putut, de care au putut să beneficieze a fost de 1600 de lei pentru tot sezonul rece. Am avut situații și ne obligă legea să facem anchete sociale la sistemul de încălzire electric și am avut două cereri respinse, adică să verificăm dacă este singurul sistem de încălzire și am avut două respingere acolo. Nu aș putea spune că au mințit, poate n-au știut. Noi am solicitat și certificatele de atestare fiscală să vedem că dumnealor îndeplinesc acele condiții prevăzute de lege în privința bunurilor pe care le dețin sau pe care nu ar trebui să le dețină ca să poată beneficia. Am avut respingeri și din acest motiv. N-aș putea să gândesc că poate dumnealor a făcut cu intenție, poate pur și simplu n-au înțeles prevederile legii, cu toate că noi le explicăm, cu toate că sunt afișate. Oamenii sunt și oameni în vârstă, sunt și oameni care nu știu, poate nici să scrie, noi îi ajutăm și îndrumăm și depunem toate eforturile încât oamenii să poată beneficia de ajutoare. Ajutoarele de încălzire se acordă proporțional prin compensare procentuală de la 10% până la 100% din valoarea facturii, în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie. Cei care au un venit mai mic de 200 de lei vor avea compensate facturile 100%.